Florian Popa a făcut dezvăluiri explozive despre despărțirea de iubita lui Claudia Iosif, zisă și Babs, în podcastul găzduit de Ana Maria Prodan. Iată ce a răspuns artistul când a fost întrebat dacă a fost infidelitatea motivul despărțirilor. Dorian Popa și Claudia Iosif au șocat pe toată lumea atunci când au anunțat că au pus capăt unei relații de 11 ani. Apropiații se așteptau ca cei doi îndrăgostiți să ajungă în sfârșit la altar și să facă un copil. Iată însă că au luat-o brusc pe căi separate, iar Claudia și-a făcut bagajele și a plecat din vila luxoasă artistului. La acel moment, nici Dorian, nici Claudia nu au dat prea multe amănunte privind motivele care au dus la ruptura bruscă dintre ei. Invitat în podcastul Ana Mariei Prodan, Dorian Popa a fost întrebat direct de impresară dacă infidelitatea ar fi fost de fapt cea care a dus la destrămarea cuplului lor. Răspunsul artistului a lăsat loc de o serie de interpretări. Greșelile au fost de ambele părți, poate chiar au fost mai multe greșeli din partea mea. Niciodată nu am spus că m-am comportat perfect în relația asta. Ai înșelat? Am greșit. Am greșit. N-am cercetat niciodată să văd cum mi s-a greșit înapoi. Artistul a dezvăluit că are o relație de prietenie în prezent cu fosta iubită, cei doi având grijă pe rând de cățelul lor adorat în mediul online, Cheluțu. Uite că în ziua de astăzi suntem bine. Nu ne vedem pentru că sunt de părere că lucrurile astea nu au cum să se întâmple în primul an după despărțire. Dar să nu uităm că îl avem pe Cheluțu, care este când la mine, când la ea. Eu am ajutat-o cu absolut tot ce și-a dorit în privința construcției casei și oricând are nevoie de mine, eu sunt acolo, a mai spus cântărețul.